Eu cu cine votez? Întrebare grea de tot. Când vine vorba despre achiziționarea unui autoturism, marea majoritate, părerea mea, se gândesc la consum și la cum te poți strecura cu el în traficul aglomerat, să treci de pe o bandă pe alta, unde îl parchezi, ceva cât mai scurt, mai compact. Alții își doresc magazii din alea de 3 tone. Am zis să vorbim astăzi, la modul general, ce își dorește marea majoritate, un autoturism, nu-i așa, de o tonă 200, o tonă 500, maxim. Nu vorbim aici de cei care își iau jeep-uri de 3 tone, ei știu de ce, treaba lor. Dar marea majoritate, cam asta cred că își dorește de la viață. Un turism care să-i ducă de la A la B, cât mai economic și cât mai ușor de strunit în trafic și așa mai departe. Acum, avem benzină, GPL, hibrid, diesel și electric. Ce ne luăm? Pentru că diferențele de preț sunt destul de consistente, uneori justificate, alteori nu. Hai să vedem fiecare. Am făcut un calcul cam cât consumă din portofel. Să spunem un turism pe benzină în oraș. Vom lua toate aceste mașini la un consum de oraș. Nu ne extindem la mixt, autostradă, care o frige 180, care merge legal 130. Strict un consum de oraș. Sper că sunteți de acord cu mine că un benzinar din ăsta mediu va consuma în oraș în jur de 8. Acum, sigur, superaglomerații, poate și 10. Dar, în medie, cam 8. Dacă îți consumă 8, asta înseamnă 56 de lei, 100 de kilometri. Dacă ai o mașină pe benzină la care i-ai pus GPL și ți-ai rupt de la gură aproape 1000 de euro sau poate vreo instalație pricopsită și de 2000, mă rog, atâta costă, cu drumuri, cu timp pierdut, du-te la RAR, omologhează, trece-o în carte, programează-te, mă rog. Dacă ai o mașină pe GPL, vei consuma undeva la 9. Raportat la prețul GPL-ului, din buzunar, îți vei rupe 36 de lei la 100 de kilometri. Ceva mai bine ca la benzină. Adică chiar mai bine, da. Acum se justifică investiția aia în GPL? Se justifică. Dacă ai drumuri lungi, credeți-mă, am avut mașini pe GPL, cred că 4. Inclusiv mașini mici pe GPL, merge aproape degeaba. Bun. Au apărut hibridele. O hibridă în oraș frecată, din aglomerație, să spunem că ai consuma undeva la 6. Vorbim de hibridele pe benzină, pentru că cele diesel sunt mai rare și mult mai scumpe. Există și alea. Ai consuma undeva la 6, să spunem, ceea ce înseamnă că îți scoate din buzunar 42 de lei. Comparabil cu o mașină pe GPL, unde, cum am spus, îți consumă 36. Se justifică o mașină hibrid cu prețul ei de achiziție cel puțin cu 50% mai scumpă decât o mașină pe benzină la care îi pui GPL? Nu știu. Asta judecați voi singuri. Diferența de la 36 o mașină pe benzină cu GPL de lei și 42 o hibridă, diferența asta de 6 lei la 100 de kilometri, nu cred, părerea mea. Dacă aveți argumente, vă rog să mă contraziceți. Nu cred că se justifică. Dieselul. Un diesel
mediu, un 1.5 DCI frecat în oraș, îți consumă 7. Am în momentul ăsta o asemenea mașină, nu prea o frec prin oraș, pentru că am cam 70%, 60% din drum îl fac pe DN, deci n-am, consumul meu acum pe bord de 5,2, dar nu sunt persoana cea mai potrivită să spun acum cât consumă un diesel mititel. În oraș frecat, în aglomerație, 7. 7 înseamnă 49 de lei scoși din buzunar. Observăm că toate aceste mașini de până acum cam sunt undeva la linie, așa. La linie ca și bani pe care tu îi cheltui din buzunar la pompă. Urmează autoturismele electrice. Ei, aici, la achiziție, prețul este cel puțin dublu, dar consumăm undeva la între 10 cu mari, mari sforțări, adică un spring, un spring pe care apeși pe pedala așa ca și când ai apăsa cu degetul mic pedala de accelerație, ar putea să-ți consume un 10 kW. Kilovații ăștia depinde de unde îi cumperi, că dacă iei de la stațiile astea stradale, ajungi la pepenile la 2 lei, aproape că nu mai rentează, și așteptarea, și o găsești, nu o găsești, de încărcat, e ocupată, funcționează, îți dă eroare, nu îți dă eroare, câte și mai câte. Revenind la consum, aceste mașini electrice de dimensiuni medii îți consumă undeva între 10 și 12 lei la 100 de kilometri. Dar costă dublu. Câți kilometri faci pe săptămână, să spunem, pe lună? Cât dai dintr-un salariu pe benzină, motorină, GPL și așa mai departe, ca să se justifice să achiziționezi o electrică de două ori mai scumpă ca toate celelalte și să mergi cu 15-20 de lei 100 de kilometri. Adică aproape cam la 50% față de celelalte enumerate mai sus. Întrebarea e foarte grea. Sunt convins că toți cei care doriți să achiziționați o mașină în curând, vă merg rotițele astea în cap, ce, cum, cât, rentează, nu rentează, care e mai bună. Ca o concluzie, părerea mea, dumneavoastră mă puteți contrazice cu argumentele dumneavoastră, cea mai bună alegere în ziua de astăzi este GPL-ul. De ce? Poți cumpăra o mașină de 5 ani la un preț rezonabil, îi montezi o instalație GPL, îți consumă puțin mai mult decât consumă aia pe benzină, dar GPL-ul puțin mai mult, adică cu 0,5 un litru mai mult, îți consuma 7, o să-ți consume 8 pe GPL. Dar GPL-ul este 4 lei. Cine a folosit GPL pe mașină știe că arderea este mai curată, încălzirea motorului iarna se produce mai repede. Cei care spun că instalațiile pe GPL distrug motorul, nu mai trage, domne, cum trăgea. Să bâlbâie la accelerație. Astea sunt baliverne. Baliverne! Să nu credeți așa ceva niciodată în viața voastră. Că miroase. Unii spun că miroase. Băi, miroase când puneai tu butelia de aragaz în portbagaj și furtunul tras în cum îi spune, în carburatorul Solex. Atunci da, îți mirosea. Dar nu vă mai luați după toate prostiile astea că GPL-ul nu știu ce.
Deci, GPL-ul ar fi pe primul loc. Nu exclud niciun diesel mic de 1.3 care să consume un gen de Polo. Nu exclud nicio benzină din cele actuale la un litru 120 de cai sau mai știu ce. Deși cine s-a dat cu motorașele astea de un litru, chiar și 1.3 de pe Opelul Crossland, cel de 130 de cai. Așa pe foaie când îți spune 130 de cai, nu e foarte mare, ar trebui să fie rachetă. Da, dar când te dai puțin cu el și apeși pedala aia de accelerație, îți dai seama că ai o ascuțitoare pe care o învârți cu bormașina. Cam atât am avut să vă spun. Acum alegerea vă aparține, aștept comentariile voastre. Chiar sunt curios. Eu în perioada asta aș dori să achiziționez o mașină. Nu știu ce să iau mai repede și mai potrivit pentru zilele noastre sau pentru viitor. Electricele, de exemplu, gurile rele spun că sunt cam cu semnul întrebării a pune era lor sau nu. Vine hidrogenul tare din spate, vin ceva baterii noi cu tehnologii wow de gata, domne, rezolvăm și problema așteptării la încărcare și a greutății și a fiabilității, nu mai au foc pe drumuri și așa mai departe. Vom vedea. Deci, este GPL-ul pe primul loc sau nu este? Vă aștept. Sănătate multă, sărbători.